Și a început să dea telefoane, a început să verifice și îi spunea lui Mahdi că de ce vorbește el cu mine în limba infidelilor. He's not focusing, no? Yes. Unfortunately, one bad thing happened to me. Like, the channel that I had, it's restricted. Totodată ăsta a fost un outpost important pentru talibani. Acest loc din Bamian, ăsta era un loc în care ei își puneau lunetiștii pentru a avea acces și pentru a vedea toată valea. Și a întrebat că de ce vorbesc eu limba infidelilor. Pe munte, hiking în Afganistan. Nu mă gândeam că o să folosesc toate cuvintele astea împreună în aceeași propoziție. Never ever. Man, you guys have such an amazing country. Like it's really beautiful. Really, really. So dramatic, the landscape is like so beautiful. If not be a good journey, so you can tell it to other people. So. How is it? Wow, really good. Aici au pus și au băgat o balustradă pentru că nu prea ai. Uitați-vă cum se văd culoarea, frate. Deci culoarea apei și cum e pathway-ul ăsta. It's really beautiful. Dragi prieteni, acest al doilea clip din Afganistan o să vă dea peste cap. Este Afganistanul ăla despre care nu știam nimic. Până acum vă dați seama că această țară este o țară care a exportat la nivel de imagine internațională doar terorism, talibani, Al-Qaeda, Bin Laden sau Bin Laden și o grămadă de alte tâmpenii de genul ăsta. Dar nimeni nu a venit să-mi zică, bă, tu știi ce țară frumoasă oamenii ăștia? Tu știi ce priveliști o să vezi pe aici? Tu știi ce landscape ultra dramatic o să întâlnești în acest loc? Și evident, continuăm clipul exact de unde l-am terminat pe primul, și anume în Valea Dragonului, în Bamian. Bamian este un loc foarte, foarte turistic, bine, la nivel de Afganistan, undeva la vreo 4 ore față de Kabul, și acesta a reprezentat practic cea de-a doua destinație. Vă rog eu frumos să nu uitați să băgați un like, credeți-mă că video-ul ăsta este... Eu am rămas șocat, o să vă rez de câte ori zic de-a lungul clipului că pur și simplu sunt șocat. Vă mulțumesc! Aici, de exemplu, de ce se numește asta Valea Dragonului, puteți să vedeți aici în față acele două construcții. Oamenii zic că sunt dinții dragonului care se afla aici în momentul în care So you told me that Ali was the cousin of Prophet Muhammad and he brought Islam into Afghanistan, and when he came here there was this dragon who was attacking the city, to the people, yeah. To the people. Bothered to the people, like killing the people, to eat the people. Uh-huh. And because of these issues. And Ali killed the dragon. Ali killed the dragon, yeah. Wow. These are all what the people made. These are not real. But people, what do they believe, like meat? Yeah, because most of the Shia people, they believe in Ali is the first Imam of Shia people and the fourth Khalifa of Sunni people. So mostly Shia people respect to Ali as a first imam. First imam Ali. Yeah, that's why. Okay. And they put Ali like in everything. Like if sometimes they do a hard work and they're going to start by the name of Ali. Uh-huh. Like because Ali was a very holy person and he was always near to the God. And și construcția asta pe care stăm noi acum, toată piatra asta, o să pun acum niște imagini cu capul dragonului, cum s-ar zice, și oamenii cred, pentru că de foarte multe ori pe aici, pe această crevasă, vine apă, zice că vine apă caldă și sărată, și oamenii cred că sunt lacrimile dragonului care este prins aici, în continuare, deci că trăiește și din când în când mai face zgomote, și că atunci când vine apa,
exact prin, repet, prin crevasa asta, că e sărată și că sunt lacrimile dragonului care plânge și care vrea să iasă de aici. Frumos! Mi-a zis că oamenii acolo, de exemplu, în față, vedeți, este un viewpoint și mi-a zis că oamenii cred că Ali, cum îi zice, vărul lui Mohamed s-a oprit aici și că aici a stat, aici și-a făcut el practic base camp-ul. Wow, dar cum arată? Eu credeam că are ceva, că e făcută de, că are o intrare sau o ieșire, dar nu, frate, nu. Deci absolut superb. Absolut superb tot ceea ce... uitați-vă cum se vede în față, frumos, cum se vede... De cum se vede totul, bă. Nu mai zic mie, nu are sens. How do I say good morning? Subahair. Subahair. Yeah. Ok, Subahair. Deci acum am ajuns la centru cultural, astfel încât Mahdi să se ducă să îmi obțină permisul pentru a fi aici, pentru că noi am ajuns ieri și asta era închis și dacă nu am permisul respectiv, astea sunt și, deci pe lângă permisul mare să pot să călătoresc eu pe unde vreau pe aici, sunt niște permise locale pe care trebuie să le primești. Și asta este un loc, nu vă filmez acum, este o clădire oficială, în care eu, care s-a dus cu actele respective, cu pașaportul meu, cu tot, astfel încât să fim ok pe aici, pentru că dacă ăștia ne opresc și chiar dacă văd că avem un permis mare, dar nu avem permisele locale, bine, nu se va întâmpla mare lucru, o să te pun, să zică, bă, du-te acolo și înscrie-te astfel încât să ai permisul. Mahdi has a little secret that I haven't shared with you guys. So you are a fighter. You fought in... Yeah, for 9 years, okay. I was a part of national team in Afghanistan. In what? In Muay Thai. In Muay Thai. I was doing Muay Thai. But nowadays, because my knee got some problems, okay, I'm doing boxing and okay, fitness. Wow, so you were into Muay Thai. This is why you went to Thailand. Yeah, that's why I went to Thailand and that's why I went to Uzbekistan. I got the golden medal of the Central Asia in 2017. Wow. And the silver of the world in 2018. Wow. Yeah. Very nice. Unfortunately, one bad thing happened to me. Like the channel that I had, it's restricted. Okay. Yeah. And we made a new channel by the name of Explore Afghanistan. If you would like to help me in this way. So, yes, I will be very happy of that. Au plecat acum, toți s-au dus înăuntru, știi că l-am întrebat, bă, vin și eu la permis, adică să mă vadă oamenii și mi-a zis, bă, nu, doar dacă e cazul. Din câte văd, ei încearcă pe cât posibil să mă țină departe de interacțiunea cu talibanii, mă refer, de interacțiunea oficială, știi? Pentru că poate că se gândesc, bă, nea de o să-și ce întrebări pun sau ce se poate întâmpla, adică ei sunt interfața și cumva, for safety reasons, înțeleg treaba asta. Mi se pare că sunt puțin overly cautious cu mine, știi? Și totuși ar trebui să știe pana mea. Adică nu, da, poate nu-și dau seama, ei tratează pe toți oamenii cum ar veni la fel, băi, turist, trebuie să avem foarte mare grijă de el. Da, eu am, nu știu, ceva experiență și în fine, adică mi se pare că toată mă tratează așa cu prea multă atenție legat de niște lucruri. Adică uite, am vrut să mă usc motund azi dimineață ieri, după ce am terminat plimbarea. Și mi-au zis, nu, că nu te duci singur, că nu e bine, că nu știu ce. Bă, mă, că nu se întâmplă mai lucru dacă mă duc eu până în piață singur, să mă zic, știi. Dar eu, chiar dacă mi-o manifest aceste dorințe de a fi puțin rebel și de a face, a fi rebel la tetunde, nu înseamnă a fi rebel, așa, dacă până la urmă tipul, adică ei au dreptul de veto, ei zic, bă, asta faci și asta nu faci. Pentru că, indiferent de ce se întâmplă, ei sunt responsabili pentru mine și atunci și eu trebuie să fiu responsabil cu lucrurile pe care mi le cer. Okay? Yes. Perfect. You're finished. Perfect.
Băi, mi-am uitat avantură, băi. Și 5 minute mai târziu ne-am oprit în altă parte pentru că mai trebuie niște permise. But these permits, the next one, like the second ones are for what? This is the Afghan tour office and that one was the culture and information office. Ah, deci unul a fost ăla cultural, nu știu ce, și ăsta este Afghan tour. Deci sunt două permise pentru a putea, pentru a te putea plimba pe aici. So now we have everything. We have everything. We need the third permit? No, just two. No. Acum am ajuns în Scream City, orașul țipetelor, și o să vedeți exact cum se prezintă acele peșteri faimoase pe care, despre care am vorbit de foarte multe ori în clipul anterior, și să vedeți care sunt locurile în care se ascundeau talibanii în războiul pe care l-au dus, sau mai bine spus, în războaiele pe care le-au dus împotriva Rusiei, respectiv statelor, a Statelor Unite. Sper că a sunat bine, nu? Deci am ajuns aici la locul ăsta care, în care la fel suntem doar noi, eu și cu băieții, nu-i absolut nimeni. Eu și cu băieții, asta poate să fie o melodie, ceva ce ar cânta Genius prin anii 2000. Eu și cu băieții mei, talibanii, frații grei. Iar urcăm. Frigul, deci acum frigul își face simțită prezența. Și uitați, prima peșteră. Peșteră mică, în care foarte mulți dintre localnici, oamenii de aici din zona din Bamian, oamenii stăteau aici, deci trăiau aici, în aceste peșteri. Și uitați, locul e destul de periculos, adică trebuie să fii atent. Asta e chestia așa, dacă vor să... Și ce e mișto în Afganistan? E mișto că totul este foarte raw din punct de vedere al turismului. Adică nu ai, ați văzut, foarte puține balustrade. E extrem de interesant și raw, autentic. În momentul în care o să devină foarte turistic, să sperăm că se va întâmpla chestia asta, pentru că dacă se întâmplă chestia asta, înseamnă că țara s-a stabilizat. Și dacă o să devină foarte turistic, cu siguranță că pe aici o să fie tot felul de safety related things. Da, ia uitați aici. Peștera asta cu gunoaie înăuntru, evident, pentru că lumea mai face și jec pe aici. Deci care este povestea acestui orășel? Când Genghis Khan a venit în această zonă și a atacat, a cucerit toată zona asta, evident, dacă nu știți de Genghis Khan, dacă nu știți de Imperiul Mongol, trebuie neapărat să știți, a fost printre... Nu știu, toate chestiile pe care le-am citit vreodată, mi s-a părut de departe cel mai șocant imperiu care a realizat niște chestii astea enorme și care la final, tocmai de aceea și căzut, pentru că era extrem de mare și pentru că pe atunci era foarte greu să controlezi toate teritoriile alea enorme. Either way, omul a venit și a atacat și în momentul în care a intrat aici și a omorât pe toți oamenii, pentru că oamenii țipau și urlau, evident, locul a primit numele de Scream City. Și noi acum mergem până sus, astfel încât să avem un viewpoint, să ajungem la un viewpoint din asta care cică ne va oferi un view incredibil asupra orașului Bamian, care se află frumos acolo în spatele meu. Uitați aici peșterile astea. Am o fobie acum când văd peșteri. Pentru că asta, peșteri, tuneluri, nu contează, pentru că astea sunt, din cauza tunelurilor de acolo din Vietnam, am avut eu problemă cu piciorul și de atunci am zis, bă, o să fiu atent forever, ever and ever cu chestia asta. Nu știu dacă suntem bine pe aici. Camera merge? Merge, filmăm. Ah. Îmi place că... Da, era ceva gunoi mai spate, dar măcar pe aici, e îngrijit și autentic. To hear, I think, nu? E
vedea că pe ce să nu putem să intrăm, pentru că băiatul care se ocupa acolo la bilete nu era. Și altă șansă nu mai avem, pentru că mâine ne îndreptăm către Mazar-i Sharif, un loc extrem de important pentru religia islamică, despre care o să vorbim când ajungem acolo, dar avem de mers. How many hours from here to Mazar-i Sharif? Maybe 10 to 12 hours. If we're lucky. Yeah. So it's going to be a full day of road tripping. Yes, a full day. Very nice. Uitați-vă cât de impresionant. Deci aici construcțiile astea și acum ne apropiam de Marele Vârf, iar aici în vârf, în cadrul războiului civil, aici a fost o bază militară, exact în casa asta de lut. Da, lut, nu? Mud house, îi zice. Wow! Mamă! Mi se pare fascinant, frate. Astea sunt chestiile care îmi plac mie. Știu că voi mă criticați și spuneți, bă, spalcă-mă lucrurile urâte. Nu, frate, îmi plac lucrurile părăsite, lucrurile autentice. Iar acesta este și părăsit și autentic. Mamă! Totodată ăsta a fost un outpost important pentru talibanii. Acest loc din Bamian, ăsta era un loc în care ei își puneau lunetiștii pentru a avea acces și pentru a vedea toată valea de aici. Este o... This is like a mud house, no? Yeah, made from mud. Yeah. It's made from mud. These are natural woods. Ia uite. Yeah. Mamă. Deci imaginați-vă, frate. Pe aici te băgai și puteai să scoți mitraliera fără probleme. Și trăgeai, aveai acces 360 de grade asupra întregii văi. Fascinant. He's not focusing, no? Yes. Close? Ne. Problem in the Close it? Do you think? No, no, I'm not going to say it. The acquisition view? Bă, sunt acum într-o baie publică și vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat. Bă, deci era un checkpoint. Și noi nu eram atenți. Eu eram cu capul întors, vorbeam cu Mahdi, el se uita la mine, șoferul nu știu ce făcea. Am trecut de checkpoint, să văd dacă mai am bateria, mai am. Am trecut de checkpoint și noaptea l-auzim pe urlă, pe unul cu murlă. Nu știu ce. Oprim mașina, evident, ei n-au oprit la checkpoint. S-a luat de ei, le-a cerut actele, nu știu ce. Și până m-a întrebat ceva de mine. Și eu n-am știut ce să zic, m-am uitat la Mahdi și Mahdi m-a tradus. Și a întrebat că de ce vorbesc eu limba infidelilor. Îmi traduce Mahdi tot, evident eu nu știam ce să zic, după care m-a întrebat că de ce sunt musulman, că de ce nu sunt musulman. Și până s-a suit în mașina lângă noi, a luat pașaportul și a început să dea telefoane, a început să verifice și îi spunea lui Mahdi că de ce vorbește el cu mine limba infidelilor, adică în engleză. Și Mahdi spunea, păi e turist, e străin, nu vorbește. Și au zis ce mă întreabă, păi și nu s-a gândit, nu ia cumva în considerare să se mută la islam, să nu mai fie creștin, să fie musulman? Bă, deci pe măsură ce călătoresc, poate se intensifică ce punțurile și cu cât suntem mai departe de zonele turistice, la să zic, nu știu, de zonele ultranormale, oamenii pun întrebări din ce în ce mai dubioase. Din ce în ce mai dubioase. Thank you. Good boy. Bye bye. Thank you. Intrăm în primul parc național al Afganistanului, care se numește Bande Amir National Park și vedeți, scrie aici
was officially declared as a first national park by the Islamic Republic of Afghanistan in 2015. Nici n-am intrat bine în parc. Și fiți atenți, frate, ce view. Bă, deci asta este picture perfect, frate. Uitați-vă și voi cum se vede lacul ăla de acolo, vedeți? Înghețat puțin. Cea mai nebună treabă e că nu e nimeni, frate, deci asta este un parc național, adică o atracție turistică, nu vorbim de ceva periculos, este o atracție turistică și nu se află nimeni aici, în afară de noi, adică în afară de mine. Asta mi se pare super realist. Ce-am jut? Cred că asta e intrarea în Parcul Național, prețul. How much is the ticket? 360 afghanis. Like $5. Yeah. Barfa, pe unde vor să meargă ăștia cu mașina, frate? Fii atent aici. Barfa! Trenul de minim de aici. Road trip de la frate. Cum se face turismul în Afganistan? E... e fascinant. Deci ei tratează Toyota Corolla asta ca și cum ar fi un 4x4. Ca să se înțeleagă, deci se bagă cu ea peste tot, n-au niciun fel de problemă. Și acum am oprit într-un alt loc, uitați-vă, băi, deci, mamă, dacă nu ar fi toată nebunia asta cu permisele, să știți, deci nu, dacă n-aș organiza eu tur aici în Afganistan, bine, acum nu știu exact câte lume s-ar băga, știu că domnul Cezar Dumitru face tururi prin Afganistan, dar e, nu, e absolut fascinant, deci nu te gândești. Bă, nu te gândești la așa ceva, când te gândești la Afganistan, te gândești la Al-Qaeda, la Osama Bin Laden, la terorism. Nu zici niciodată, maybe, nu zici eu, bă, frate, voi știți ce țara aia, nimeni nu-ți povestește de așa ceva. Bă, nimeni nu zice chestiile astea. Adică, din cultura generală, din lucrurile pe care le înveți la școală, nu-ți spune nimeni că Afganistan are relieful ăsta, frate, și are atât de multe chestii de oferit pentru turism. Adică, uitați-vă și voi, spuneți-mi voi mie unde găsiți peisaje. Unde găsești peisaje mai dramatice ca aici, frate? Deci nu se compară nici cu Patagonia. N-are nicio legătură, frate. N-are nicio legătură. Deci de ce zice lumea? Nu, n-are nicio legătură. Nici cu Norvegia, boss. Nici cu Norvegia. No connection whatsoever. Deci da, e... Eu sunt absolut șocat. Intrarea aici a fost $5 pentru mine și pentru mașină, că localnicii nu plătesc. Mamă, deci dacă ai probleme cu înălțimea, rău de înălțime, știi cum te simți aici? Wow! E absolut fascinant. Man, you guys have such an amazing country. Like it's really beautiful. Really, really, so dramatic, the landscape is like so beautiful. Și acum plecăm într-un mic trec pe aici, l-au trimis pe șofer pe partea cealaltă și noi mergem pe aici astfel încât să ne și bucurăm puțin de landscape și chiar dacă e frig, dacă iese puțin soarele, să sperăm că o să iasă puțin soarele, se va schimba totul. Mamă, dar cum e aici? Mamă, deci uitați-vă, bă, aici doar trebuie să am grijă eu să nu cad. That's the only thing. Dar... deci nu aș fi avut acces în viața mea la locuri de genul ăsta dacă nu erau băieții ăștia. Pentru că nu ai cum să ajungi nebunia asta cu permisele, bă. Dacă nu ai nicio șansă. Nu există o variantă prin care tu să poți intra aici. N-ai cum. Uitați-vă. Și nu e trist
să nu poți ajunge la un loc de genul ăsta? Nu e trist? Mamă, și mi-am încălcat o grămadă din principii, frate. Din principii pe care le-am eu atunci când călătoresc în țara asta. Uite, de exemplu, aici este un lac înghețat. Dar pana mea e cumva cam în sens să nu te baci pe lac când e înghețat, ești nebun. Ia uitați. Mamă, mamă, mamă. Ce peisaj, boss. Peisajul, da, bine, se simte că e puternic aici. Nu e problemă, chiar îți simți. Deci îmi zice că, mod normal, în perioada asta, toți lacii de aici, repet, sunt 6 laci. Sau care e problemă de la lac? Laci, lace, 6 laci de aici. A, dar uite, chiar că se vede apa, stați puțin. Ia uitați. Uitați aici apa, da? Deci toate lacele astea, în mod normal, vă dați seama că sunt înghețate. Dar aici sunt așa, patches of snow. Atunci când am știut că o să vin aici în Afganistan, băi, eu mă așteptam să fie mult mai mult pe chestii de-astea, de religie, de să mă ducă la moschei, la nu știu ce lucruri. Cum a fost prin Irak, cum a fost în Pakistan? Nu, frate, aici e... Chiar e diferit, adică e diferit. E complet diferit. Bine, aici vă dați seama că joacă un rol important și așteptările pe care le ai de la un loc de genul ăsta, știi, și la ce... Care este stereotipul sau care este... Da, da, stereotipul pe care l-ai în legătură cu locul și momentul care vine aici de la temelie, da, puternic. Munte, hiking în Afganistan. Nu mă gândeam că o să folosesc toate cuvintele astea împreună în aceeași propoziție. Never ever. Cum v-am zis la începutul clipului, voi vă imaginați, frate, se dau talibani ăștia prin munți cu sânețele lor, cu armele. Veneai tu ca american aici, n-aveai nicio șansă, boss. Nicio șansă. Plus că nici nu s-a dorut, nici nu s-a dorit 100% eliminarea lor și atunci vă dați seama. Aici au pus și au băgat o balustradă pentru că nu prea ai. Uitați-vă cum se văd culoarea, frate. Deci culoarea apei și cum e pathway ăsta. It's really beautiful. E absolut superb. Eu când am auzit că am niște lacuri în tură, am zis, aole, frate, că o să fie boring, plictisitor. Dar nu. Asta e partea aici și se pare tare că exact chestiile care mă îndonă pe mine mă lasă rece. Aici totul mă lasă rece, că-i frig. Glumesc. Exact chestiile alea, aici mi se par cele mai mișto. Deci gândiți-vă cum te dau talibanii, frate, ascunși prin peșteri, stânci, toate nebuniile, frate. Pentru că și acest loc, trebuie să știți, e parc natural dintr-un motiv foarte bun. În 2015 l-au făcut pentru că înainte era battleground aici. Dar au renunțat la idee și au zis, bă, cum putem să îl facem safe? Îl transformăm în parc natural. Și atunci, evident că nu o să mai fie battleground. Și strategia le-a funcționat. Pentru că ăsta era un loc unde se duceau lupte. Și ce trebuie să știți? Că înainte de 2021, bine, și după 2021, dar vorbim de perioada dinainte, perioada în care Afganistan era sub ocupație americană, cea mai safe, cea mai safe oraș, tot Kabulul era. Gândiți-vă, Kabulul are undeva la vreo 3, avea undeva la vreo 3 milioane de locuitori, acum locuiesc undeva la vreo 7 milioane. Ce s-a întâmplat? Terorismul și zonele periculoase se aflau în afara capitalei, la țară, în zona montană, în Kandahar,
în nord, acolo până la, și toți oamenii de frica teroriștilor ce au făcut? Au venit în capitală. Și atunci și treaba capitala s-a complicat foarte mult. Atunci au trebuit să întărească acolo securitatea, pentru că au venit mulți oameni de la țară care nu erau obișnuiți cu viața de oraș. Și s-a creat haosul, care, bine, nu e un haos ce ține doar de Afganistan, e un haos ce s-a întâmplat oriunde pe această planetă când procesul anterior menționat a intrat în efectuare și în realizare, adică urbanizarea, să zicem așa, doar că aici urbanizarea n-a fost cauzată de, nu știu, alți factori, ci a fost cauzată de frică. Era frică oamenilor la țară pentru că omorau teroriști. Și au venit în Kabul. Stau acum și mă gândesc care era vibe-ul pe care l-aveam înainte de a veni aici, că mă aflam acolo la graniță, poate că ați văzut în clipul anterior, că era așa stres, bă, și pe măsură ce intri și cunoști puțin din țară, știi? Evident, părți din stres rămân acolo și e bine să rămână, pentru că trebuie să fii tot timpul aware of your surroundings și tot timpul să fii atent la, da, la a respecta regulile și la, nu știu, tu ai venit în țara asta, tu trebuie să respecti regulile, tu te adaptezi la ei, nu e la tine. Așa, și pe măsură ce observi, pe măsură ce cunoști lucruri, păi așa parcă te deschizi, știi, deschizi și intri cu toată prejudecata aia, știi, într-o țară, prejudecată care evident este fondată și este bazată în niște chestii reale, nu în mituri. Este o țară cu probleme, o țară violentă, o țară cu terorism, dar nu e definită 100% de chestia asta. Asta e important, asta vreau eu să fac pe voi să înțelegeți și aveți, asta e mișto cu chestia asta cu YouTube-ul, că aveți șansa să descoperiți țara asta alături de mine în același timp, adică trăim momentele sau emoțiile se trăiesc la unison. Iar treaba asta e foarte, foarte cool. Uitați aici, alt lac. Nu mai laci, frate, pe aici. Nu mi-a zis și mie nimeni înainte să vin că e plin de laci țara asta. E super cute, vedeți așa pe amândoi cum vor să abia pe grijă canalul de YouTube, o să vă pun link în descriere să intrați acolo. Vor să promoveze Afganistanul, frate, ăsta este scopul lor. Înainte făceau știri despre Afganistan și vine că le-a închis YouTube-ul tot, că ei voiau să preinste și alte știri, nu numai alea care sunt de mainstream media, și le-a dat YouTube-ul zbang de la temelie. Și acum așa au redeschis un alt canal de vreo 2 ani de zile, undeva la 40-50.000 de abonați, dacă nu mă înșel. Și postează clipul de aici, din Afganistan. Deci de-aia. Link-ul în descriere. Și ca să vedeți care a fost itinerariul nostru cu toată nebunia asta, am început de acolo. Pam, pam, dacă țineți minte zona aia. După care am luat-o prin partea aia frumos, am coborât, da, mănuși, am coborât. Și pac, am urcat pe acolo, celălalt viewpoint, și am ajuns aici. Wow, fascinant. Mahdi is telling me now that normally in winter, when the lake is fully frozen, people use it as a shortcut. Yeah, as a shortcut to, like, for example, there is a village at the bottom of the other lakes. Okay. That when they go somewhere to make some dry grass for their animals, or maybe making something, some of these dry grasses for their fires to keep them warm during winter, and they pass the deepest lakes by the donkeys and walks from, wow, the frozen lakes. Wow. And they pass from here over there. And I have seen these footprints of donkeys, peoples on these frozen parts. Și gândiți-vă că, în mod normal, toate bărcile astea nu sunt aici în timpul verii, pentru că oamenii le folosesc pentru a se da pe lac. Și acum cred că și noi, anul ăla, sunt legate între ele. Uitați, mamă, deci cât de tare poate să arate totul pe aici. We are not allowed to take, we are not allowed to. Yeah, because they're tight. Yeah, but it's better. Either way, it's like so cold if you go in the lake.
It's going to be very windy. Yeah. So all of these boats, everything in the summer, they're on the lake. People. There is like people are waiting for the turn. Like if you come here on a Saturday. On a Saturday or Sunday. Anytime. Full, full. In summer we come. It's really hard to find like boats. Okay. And you know like how much they sell 1 hours. How much? 1 hours of this boat are for around $13 or $15. One hour. Yeah. Whoa, it's expensive. Very expensive. Very expensive. Yeah. For the foreigners, for the local, they sell a little bit cheaper. Cheaper. Okay.